Putem să vă faceți căsătoria în biserică, nu? Nu. Toți își imaginează că eu o să mă îmbrac în rochie și o să mă duc în biserica ortodoxă și o să dănțuiesc cu preot. Este o cretinătate sinistră. Nu. Daniel, după cum bine vezi, sunt necesare unele nelămuriri. Cine o să vă facă căsătoria, o să vă țină căsătoria? O preoteasă de la o biserică americană. O să semene foarte mult cu ce ați văzut în filmele americane. Ceremonia religioasă va fi recunoscută în părți din Statele Unite și în Canada. Iar actul pe care preoteasa îl va emite, practic reprezintă căsătoria noastră. Marea majoritate a politicienilor fac declarații de genul ăsta, chiar dacă știu că încalcă legea antidiscriminare, tocmai pentru că așa dă bine și pentru că hai să nu supărăm electoratul și biserica care ne ajută de fiecare dată la alegeri, că ea așa e, ea drăguță și așa scrie în Biblie, că trebuie să ajuți alegerile. În societate mă deranjează foarte mult ipocrizia. Am fost la preot odată, la preot ortodox, și am avut o discuție cu el foarte deschisă pe acest subiect. Homosexualitatea. Și omul mi-a spus foarte deschis, nu te ține nimeni să faci ce vrei tu, dar căsătorește-te, fă-ți o familie, intră în rândul lumii și în rest nu trebuie să știe nimeni ce faci tu din când în când. Ei, asta mi se pare o ipocrizie. Pentru că toți au impresia că homosexual înseamnă doar momentul de sex. Bun, am dezbătut suficiente teme fundamentale, să trecem la cele pur maritale. By the power vested in me, by metropolitan community churches around the world and by God, I hereby certify you as united in love, joined together by promises and going forward as life partners. May your lives be filled with God's love and blessings. You may share a kiss. Bun, bun, bun. Stați așa că aleșii au un program, un alt moment ales. Nu suntem religioși, dar credința noastră este în Dumnezeu. Și nu în ziduri, pocale, moaște, Mercedes-uri cu B01 por. 18 iulie este o zi absolut specială. O zi în care Nero a dat foc Romei. S-a deschis Disneyland-ul. De azi, 18 iulie, va intra în istorie cu încă un eveniment important. Ne-am unificat spiritual. Vă garantăm că de mâine nu vor cădea meteoriți, inundațiile vor lovi locuințele dumneavoastră ca și până acum, nu vi se vor mări salariile și pensiile, dar nici nu vor scădea. Problemele dumneavoastră vor rămâne aceleași.